Salutare lume și bine v-am regăsit la un episod din seria noastră de Kingdom Rush Frontiers. A trecut destul de mult timp de când n-am mai filmat, un an și ceva cred. N-am filmat din cauza că s-a stricat Steam-ul, plus că atunci am avut o perioadă în care efectiv n-am putut să filmez și am lăsat jocul deoparte. Mai ales că mă enervasem cu ultimul boss, care a fost destul de greu de bătut. Și acum am vrut să filmez, gen cum bat bossul, și am uitat să dau record la OBS, așa că l-am bătut off-camera și a fost destul de simplu. Și înainte m-am chinuit de vreo 5 sau 6 ori și n-am reușit să-l bat, și acum l-am bătut așa pur și simplu din prima și mi-au rămas și vreo 2000 de monede, deci da. Destul de bizar. Credeam că asta este ultima mapă, ca să zicem așa, dar de fapt au mai apărut încă 3. Aici una, aici una și una aici la insule. Nu știu, zic să le facem și pe astea ca să terminăm jocul și am putea să încercăm să facem toate modurile, gen pe live-ul sau ceva de genul, să încercăm să deblocăm toate steluțele. Momentan avem doar 50 din 110, da? Deci avem unele stagii unde avem doar o steluță, da? Sau, mă rog, aici avem una și aici. Am putea să le facem și pe alea și să le facem pe toate să fie ok, gen și la normal și la hard. Aici la boss, la hard, nu știu dacă m-aș descurca, dar evident că există un mod de a bate boss-ul și pe hard, pentru că altfel nu ar fi fost băgat. Nu știu, hai să vedem, hai să facem asta de la insule, ca să o luăm așa cu începutul. Intrăm aici. Nu știu dacă vreți să mai vedeți seria asta, dar aș vrea să fac astea ultimele 3 mape. Sper să fie ultimele 3. Dacă nu, na, vedem. Deci probabil încă 3 episoade de Kingdom Rush Frontiers și închidem seria. Ok. Deci asta este un fel de mapă custom, ca să înțeleg eu. Deci după ce termin jocul practic, îți dă o mapă custom. Ok, 900 de bănuți. Avem și eroul. Deci se pare că vor veni din două locații. O să intre în două locații. Deci pe aici este o dată și pe aici. Deci practic podul ăsta ar trebui să fie așa un punct. Ok, aici avem un ajutor. Avem și aici unul. Și cred că o să vină și de prin apă, că vin din corabie și din junglă. Hai să punem niște arcași, să vedem cum se comportă cu eroul cu tot. Sper să se audă și jocul. Dacă nu, na, vin eu. Am încercat să fac setări cât mai bune. Ok, vin niște cuțu. Așa destul de ușor de învins. Dau și eu puțin jocul mai tare. Ok, muzică nouă. Sunt cam mulți cuțu. Sper să fac ăștia față. Sper că momentan este ok. Și pot așa o muzică de pirați. Destul de interesant. Hai să folosim și niște meteori. Așa, perfect. Hai că am trecut destul de bine de prima tură. Trebuie să încărcăm aici puțin zona. Deci aici o să fie cea mai conflictuală zonă, ca să zicem așa. Așa. O să vreau să pun un de asta aici, ca să putem da un damage destul de mare. Și vreau să-l e vine ceva pe apă. Oh, și atrage. Ups. Atrage nerou. Care pot să-l... Ok. Mai bine așa. Bun. Dacă vreau să vreau să-l duc aici. Mă facem cam încet monedele aici, din păcate. Ceva trebuie să avem grijă cum le folosim. N-aș da încă run la astea. Da, trebuie din păcate să oprim cuțul ăștia. Ai, ai. Uai, o să intre, da. Ba nu o să intre. Că punem aici. Că ies niște aquamen pe aici, văd că. Ok, hai să upgradăm ăsta. Și mai avem un upgrade să facem, mă rog, două upgrade-uri. Vreau să pun, să arunce cu bombe, mă rog, cu proiectile.
și se împroște cu ulei pe jos ca să încetinească monștrii ăștia. Așa, îl punem aici. Și... Asta să-l anihilăm aici, cât de repede posibil. Nu distruge la naiba, e rău. Ok, hai că l-au făcut. Un șulei ăsta vreau să-l pun. Îmi dai dăm un singur upgrade, ca să mai cetinească aici. Nu știu, dacă l-ar și folosi, ar fi chiar bine. Că e să-l pun aici neapărat. Deci încep să vină și pe aici. Nu, 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 nu. Sper că-l fac pe ăsta. Ok. Deci neapărat o să punem și aici. Hai că trebuie să fim apărați cât de cât. Deci uleiul ăsta e destul de bun că se opresc mult pe aici. Era și mai bine dacă în loc de asta puneam tot de clasa asta un turnuleț de genul. Doar că puteam să-l punem să dea cu șocuri în pământ ca să-i termine pe ea repede. Ok, asta o să fie o tură mai grea. Rachetele astea sunt destul de bune, mai ales când vrea să intre careva. Atunci e foarte ok. Ok. Hai că momentan stăm bine aici cu codurile astea. Nu știu dacă are vreo relevanță. Sau să punem aici. Hai să mai punem un arcaș. Bonsai! Am uitat să folosesc meteorii, da, în fine. Hai să vedem ce vine acum aici. Ah, vine așa, normal. Ok. Deci nu ne facem griji. Îi mai păstrez un pic. Oh, nu, nu, pare că au trecut. Ah, facem așa. Punem pe acolo, pentru orice eventualitate. Savvy, savvy, savvy. Zici că-i Dali pe net. Savvy. Nu! A intrat. Fuck. Am pierdut o viață. Mamă, dar ne-a omorât. Neapărat. Ai, ai mai intrat unul. Ne-a făcut ăla cu... La 18 cred că a trebuit să primim până la urmă. No, aici ne-a prins foarte urât. Ok, vin niște barosani acum, aparent. Am rezolvat destul de repede. Deci, ăsta, uleiul ăsta e foarte bun. Ce tare e un papagal care aruncă cu bombe, lol. Interesant. Hai să mai facem unul. Am la 350 abia. Hai, ce avem acum? Doi papagali. Suntem buni. O să l-aș muta aici. Văd că la 1 versus 1 îi termină destul de repede. Nu, 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 nu. Erau repede aici. Nu știu clădiri.
Nu mă aștept să vină pe aici. Bine că am reușit să-i... Să-i prins aici, what the fuck? Ciudat și interesant în același timp. Am făcut un achievement. Păcat că atunci când am bătut bossul la final și am terminat jocul, am făcut un achievement. Mă rog, două am făcut. Păcat că nu s-au văzut. Ok, aparent așa intră pe aici și a trebuit să vină pe aici. Deci nu cred că ar trebui să fie o problemă. Hai să mai... Oh, avem 1000 și ceva de bănuți. Hai să ajutăm pe ăștia. Ba nu, că intră și pe aici, lol. No. Tu aici vii. Puterea asta vreau să fac aici. Se lovească și în apă. Dacă aș vrea și bănuți, mai așteptăm un pic. Hai încă puțin. Hai. Nu, 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 nu. Așa. Cam la limite. Bun. Sunt curios dacă are vreo relevanță că aici o să fie foc pe jos și aia ies din apă, dar nu știu. Rămâne de văzut. Un bă, papagali ăștia care aruncă cu bombe. Așa de troll. O, ce-i putea să asta? Hai să mai punem aici. Ok. Ah, mi-a blocat clădirea, am înțeles. Mi-a blocat mai multe clădiri. Bine că mai dă asta în el. Ce trolesc papagalii ăștia, mă jur. A, da, sigur. Am dat cu meteorul el fis când s-a băgat sub pământ. Și văd că își reface și viața, deci. Super interesant. N-am ce zice. Acum trebuie să-i o dăm ca lumea. Îmi place că a blocat căderea asta, dar asta încă funcționează, deci e super tare. Văd că cavalerii ăștia îl bat destul. Aaa, își face asta viața prea repede. Nu-i corect. Să avem grijă, să păstrăm niște monede. Hai să-i dăm acum. Bun, l-am omorât. Aici trebuie să avem grijă. Mamă, ce e aici. Hai să facem pe ăștia mai puternici. Ăla-i. Ok, a venit și pe aici unul. Doi sunt acum, patru! Oh my god! Nu știu cum îi batem. Mai vine și un cancer de la. Hai, omorâți-l! Mamă, ce e aici, ești nebun? Da, o să intre ea. Mamă, dar așa e... Băi, trebuia să... Dar nu mai pot să fac nimic. Deci când vreau să-l upgradez, ca să nu mai arunce ăștia cu magie, atunci mă blochează. Și am o groază de bănuți. Asta nu se fac. Să dea damage mai mult. Am intrat cam mulți. Mă, deși e custom, mapa asta e cam grea, sincer. Mă rog, custom, nu e custom, e după finalizarea jocului, da? E destul de grea.
Mă rog, trebuia să pun ăsta mai repede aici, dar n-am avut timp. Aia mi-a dat prea repede. Oi. Asta e destul de bun, că dă damage mai mare. Mă rog. Vrăjește pe ăștia. Și dă damage mai mare. No, bine, că l-am dat pe ăla unde nici măcar nu era. E bun. Mă rog, și cu eroul ăsta. Bun. Perfect. Victory. Ok, greșeala mea a fost că n-am pus aici de la început. Bun. Probabil trebuia să folosesc și magi. Ăla e. Oh, avem... Ok, se deblochează... Noi mape, ok? Mai avem tot așa 3 mape. Cred că avem mai multe, dar... Cam atât ar fi acest episod. Hai să dăm un upgrade la ăștia. Sau că dăm totul la maxim până la urmă. Bă, nu stai că n-am totul upgradat la maxim. Ok. De ce n-am astea upgradate la maxim? Interesant. Nu știam că nu le-am. Bun. Păi, fraților, cam atât ar fi cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă vreți, postez, nu știu, o dată pe săptămână din această serie. Lăsați un comentariu și, nu știu, probabil vom încerca să terminăm tot jocul cu toate astea upgradate la maxim. Probabil astea le vom juca pe stream. Astea care sunt cu 2-3 steluțe le jucăm pe stream și le facem să fie toate de 5, mă rog, nu de 5 steluțe. Practic de 5 steluțe, că iei 3 steluțe și mai ai câte o steluță la fiecare challenge. Gen... La astea iei câte o steluță, gen. E un pic mai greu, dar în fine. Bun, și ne auzim data viitoare. Bye, bye!